care au fost costurile pentru amenajarea apartamentului? O amenajare de genul ăsta n-a fost o, asta nu este, aceasta nu este o amenajare low cost. Clientul a insistat foarte mult pe calitatea lucrurilor care urmează să fie achiziționate, pentru că, contrar a ceea ce se crede, un apartament care se închiriază nu este un apartament care se face ieftin. Este un apartament care urmează să fie mobilat și utilat cu lucruri a căror calitate contează. Uzura este un pic mai mare decât a propriei case atunci când oferi apartamentul spre închiriere și atunci calitatea obiectelor care s-au achiziționat a contat și evident s-a tradus și printr-un preț mai mare decât, adică nu s-au cumpărat cele mai ieftine lucruri.